Adevărul gol-goluț, scrisă de Ioana Chicet Macoveiciuc. Capitolul 3. Secretul. Mai târziu în aceeași zi, toată familia era foarte agitată. Se pregăteau să plece cu toții în vacanță la mare. Când a auzit una ca asta, Purcelus s-a repezit să se ascundă sub dulap cu un guiț disperat. După ce Evi l-a tras cu forța la lumină, porcul s-a prefăcut că e bolnav, doar l-or lăsa acasă. Ce este, porcușorule nervos, nu vrei să mergem la mare?" l-a întrebat cu îngrijorare Evi. Groh, nu vreau să mergem nicăieri," i-a răspuns porcușorul răgușit. Îmi pare rău, dar trebuie. Mami și tati au plătit deja avionul și hotelul. Iar tu poți să mergi gratis, dacă dormi cu mine în pat și promit să nu ceri prea multă mâncare. N-aș vrea să plec fără tine, ești prietenul meu cel mai bun, i-a spus Evi, strângându-l pe porcușor în brațe, de erau să-i sară ochii de la locul lor. Pot să-ți spun un secret? A întrebat Purcelus cu o voce mică de tot. Normal! Mi-e frică să zbor cu avionul! A mărturisit Purcelus cu nasul ascuns în umărul lui Evi. A, am înțeles! Și mie mi-a fost frică înainte să zbor prima oară, dar acum îmi place mult de tot, știi cum mi-a trecut frica? Ai băut un sirop special care vindecă frica? Vai, Purcelule, nu există așa ceva! M-a ținut mama de mână și mi-a povestit pas cu pas tot. Am avut încredere în ea și totul a fost bine. Așa o să facem și noi. Te țin în brațe sau de codiță și o să ne super distrăm, i-a promis Evi. Bine, dar să nu mai spui nimănui că mi-e frică de avion, l-a rugat porcușorul, unindu-și copitele din față în formă de palme care se roagă. Porcușorule, nu o să spun nimănui, în afară de mama și tata. Ei trebuie să știe tot ce știu și eu. Groh, n-ai putea păstra doar acest mic secret? Nu, porcușorule, îmi pare rău. Copiii nu trebuie să aibă secrete față de părinții lor. E o regulă foarte importantă, ca și cea cu mersul la baie singur pe care mi-ai spus-o tu. Tot despre siguranță e vorba. Eu sunt mic și poate ceva ce țin secret față de mama și tata îmi face rău. Ai dreptate, Evi, ești foarte deștept. Mami și tati trebuie să știe totul despre noi, așa că hai să le spunem că mi-e frică de avion. Hai, să știi că mami e foarte bună la de-astea, o să te ajute mult. E mai bine fără secrete, te simți așa, mai ușor. Purcelul s-a prins de mâna lui Evi și împreună au mers la mami, care tocmai împacheta cărțile pentru vacanță. După ce i-au spus secretul lui Purcelus, iar mama l-a asigurat că totul va fi bine, au cerut ceva de mâncare. Mami le-a făcut porumb fiert pe care Evi l-a mâncat elegant, bob cu bob, iar Purcelus l-a hăpăit dintr-o suflare, lacom ca un porc. Capitolul 4. Pe plajă. Zborul cu avionul a trecut cu bine. Purcelus a dormit buștean în poala lui Evi, sfărăind încetişor, gruhuiț, gruhuiț. Și tot așa, când s-a trezit, a doua zi de dimineață, erau cu toții pe plajă deja. Așa-s porcii uneori, dorm mult și nu-i poți trezi nici dacă explodează o bombă la capul lor. Cum a deschis ochii, l-a văzut pe Evi care se cocoțase pe un șezlong și stătea acolo bine învelit într-un prosop. Afară nu era frig deloc, așa că porcușorul l-a șoptit încetişor și îngrijorat. Evi, de ce stai acolo învelit ca o sărmăluță? Ești bolnav? Nu, purcel sfărăitor, mă gândesc. Hai, lasă gândurile să ne bălăcim puțin în apa asta limpede cu peștișor. Oh, porcilor le place la nebunie să facă baie. Guiți! Stai pe loc! Nu pleca în apă fără mine! Trebuie să ne sfătuim! L-a rugat Evi. Aoleu, băi, de asta am venit la mare! Nu să ne bălăcim! Să ne sfătuim puteam și acasă! A zis porcușorul în timp ce își dădea jos pantalonii gogoșari.
Purcelule, mi-ai spus ieri că nu e bine să-mi vadă nimeni corpul gol, în afară de mama care mă spală, corect? A întrebat Evi cu seriozitate. Groh, pardon, adică da, a zis purcelul cu ochii la mare. M-am gândit mult la asta și cred că ai dreptate, dar cu statul la plajă cum fac? Anul trecut și mai de mult am stat gol-goluț, că mama zicea că-s mic. Anul ăsta, dacă vrei, poți sta în slip de plajă și în toți anii de acum înainte, i-a spus porcul grăbit. La fel și la piscină, de exemplu, a întrebat Evi, sau la vestiar, la grădiniță? Peste tot, e corpul tău, tu decizi. În general, când sunt și alți oameni de față, copiii sau oamenii mari, cunoscuți sau nu, regula spune că trebuie să avem haine pe noi. Îmi place asta, mă duc să-i spun mamei, tu să mă aștepți, dar era prea târziu. Porcul se aruncase deja în valurile azurii, fugărind pești care nu pricepeau ce e făptura aceea roz care grohăie prin apă și scoate bule pe râd. Când Evi i-a spus mamei că ar vrea să poarte slip de plajă, mama a zâmbit. Îi cumpărase deja unul foarte frumos, verde ca iarba mării. Acum Evi se simțea mult mai bine pe plajă. Era îmbrăcat ca un om mare. Capitolul 5. Mai târziu, o curiozitate. Pe seară, mama și tata stăteau la masă, iar Evi și Purcelul se jucau pe nisip în fața lor. Auzi, Purcelule! Aud chiar foarte bine, mulțumesc! A zis porcul scoțându-și dintre măsele coscobitoare niște urme de crevete. Era un porc foarte bine crescut. Dar dacă toți umblăm așa îmbrăcați tot timpul, eu cum mai văd cum arată alți oameni dezbrăcați? A întrebat Evi. Să știi că toți oamenii arată cam la fel, ca și porcii. Toți au picioare care seamănă, spate la fel, funduri rotunde, codițe învârtite. Oamenii nu au codițe, măi, Purcelule, a zis Evi râzând. Guiță, adică da, normal că nu au. Dar uite, băieții și fetele arată diferit, mama și tata arată diferit, a spus Evi cu ochii spre cer. Da, și purceii și purcelușele arată diferit, însă doar cu puțin. Uite, dacă vrei să știi mai multe, poți să întrebi pe mama ta despre diferențele astea. Puteți citi împreună atlasul de biologie ca să vezi acolo desene cu corpuri omenești. Curiozitatea e normală, dar nu e normal să umbli fără haine pe stradă ca să vadă toată lumea părțile tale intime. Mai știi regula? L-a întrebat Purcelus pe Evi. Da, dar doar eu trebuie să mă văd când sunt fără haine. Dar știi ceva? A întrebat Evi scormonind în nisip. Știu multe lucruri, că sunt deștept, s-a lăudat porcul. Ce zici de o înghețată? A întrebat Evi vesel. La ora asta aș zice că mai bine ne culcăm. Mâine mergem la plajă de dimineață. Și cum a terminat de vorbit, a și adormit porcul cu capul direct pe nisip. Sfârșit.